După ce s-a întors de la testimoniale, băieții au observat o schimbare în comportamentul lui Ionuț și ardeau de nerăbdare să afle ce s-a întâmplat cu el. Tu trebuie să primești o pedeapsă. Nu te văd aici. Ascultă-mă ce spun. Bă, da, ai stat la testimonial, frate, 5 ori. Da. E îndrăgostit sau vorbește 2 luni acum, dacă vrei? Da, să-mi miră lumea că ce vorbesc prea. Ești îndrăgostit? Am știut, ești îndrăgostit. Nu, da. Sunt îndrăgostit. Nu, de da. Și nu ești îndrăgostit? Că nu mai lângă ea ești, nu mai dă brad, nu mai... Asta e altă treabă, da. Ești fiert? Da, nu sunt îndrăgostit. Ești proiect. Ești fiert, proiect, dar nu. Ea nu vrea să... căsătorești. Ba, da. Am întrebat-o dacă o să avem o relație serioasă și o să stăm până la sfârșitul competiției. E pregătită să... Aha, și i-a zis da. Da. Băi, eu a devenit dubios tare de când da, mă, da, e altul. Da, e altul. Vorbește, e mai deschis. Bravo, mai Roxana. Acolo. La schimbat Roxana total pe Ionuț. Numai Ionuț care a fost. S-a schimbat mult? Da, mă, sunt ca alte date. Nu mai sumă, nu sunt îndrăgostit. Doamne, ferește, nu deocamdată. După cine păcălești tu pe noi? Păi noi nu te vedem că ești schimbat complet. Vorbești, zâmbești, ești de viață, ești alt om. Păi asta este, am o stare bună. Asta e dragoste, dar nu este... Asta, așa arată dragoste. Pupiciule, good, never, nothing, oh. Doamne ajută, nu Doamne ferește. Ai greșit, nu? Da. Oricum, mă bucur că băieții îl susțin, că te încurajează. Și apoi să spun ceva, e cea mai frumoasă stare asta de îndrăgosteală. Nu fugi de ea. Nu, chiar nu fug. Uite și da. Zâmbetul ăsta așa. De ce crezi tu că zâmbești așa? Zâmbesc pentru că, da, în ultimele zile m-am simțit foarte bine. În preajma Roxanei. Aștept să se deschidă ușile. Da. Da. Da, da, da. Aștept să vii aici în live să vă vedeți. Da, da, da. Cred că toți băieții așteaptă chestia asta. Aștepți o petrecere? Da, chiar aștept. Oh, da. Da, și ești așa semi-mire îmbrăcat astăzi ca să te placă Roxana? M-au întrebat băieții dacă vrem să facem și pasul, dacă o să fie bine și am vrut cumva să le... Arăt că da. Că da. Da. Roxana, ai bat clopote de nuntă în casa mireasa. Doamne, dar pentru asta trăim aici. Adică de asta venim zi de zi. Eu la muncă, mamele s-au sacrificat, vă dați seama. Au lăsat masă, casă, serviciu, tot ca să vină cu flăcăi. De asta. Nu-i așa, doamna Victoria? Da. Păi pentru ce vă sacrificați? Pentru ei. Pentru ei. Mai că mi-a venit că era frică că nu mă mai însor dacă nu vine. Ce ziceți, doamna? Nu era frică, nu se mai însor, a făcut el. Da, eu am spus de la început că pentru Ionuț. Deci se poate vedea și toată lumea poate să zică. Era înainte cam stingher. Da, da, scoteam cu cleștele în vorbele tale. Da, acum mai am un pic și nu mai am loc de el. Da, și dacă ei fac pas, noi am făcut sarmalele. Ați făcut sarmale? Da. Oh, de asta miroase așa bine aici în casă. Acum ce să zic? Vă reamintesc, doamna Victoria, că avem... E un inel acolo în spate, da? Mă rog, să-i lăsăm în ritmul lor, da? Inelul soacrei.